Revenim în direct la emisiunea Panoramic după o săptămână, o săptămână plină de evenimente, de am trăit să o vedem și pe asta, poate subiectul zilei, cu siguranță se va mai discuta de el. Ne-am trezit cu ciobanii la parlament și 3000 de oameni sau cât au fost, dacă mă se mai forțau puțin, cu, cu jandar, cu ce au mai avut acolo trupe speciale sau ce au încercat să blocheze, se duceau ciobanii până în, până în incinta uh, Camerei sau Senatului ca să le spună câteva de dulce parlamentarilor, care au rezolvat toate problemele din lumea asta și s-au apucat de ciobănit. Dacă se poate spune așa. Adică, să n-ai tu altceva de făcut. Sunt atâtea, sunt zeci, sute de legi care trebuie refăcute, modificate, aduse la zi și tu te de ciobani. o ciobani, deci cum spunea unul la un post de televiziune care spunea, domne, în ultimii ani, cred că numai noi am mai produs ceva, că încolo toată lumea doar consumă. Ei, cred că avea dreptate ciobanul ăla, așa cum e el, că poate nu are, nu știu ce, nu e tehnocrat, apropo, toți sunt la modă tehnocrații, dar cu siguranță, ciobanul respectiv gândea așa mai mai românește, mai pe placul românilor, sau cum sunt românii adevărați. Păi, ne-am apucat să ne luăm de câinii ciobanilor. Să spunem că n-au voie decât la 1, la 6, doi, la deal, trei la munte. De Parcă dacă ar avea 10 câini, ciobanul respectiv ar trebui să fie o problemă sau să-i să pese ministrului agriculturii care a fost sau care este sau premierului Cioloș îl interesează pe el că la la munte are 10 câini de 3 o tâmpenie majoră da, stai și te întrebă frate, ce a apucat pe ăștia? sunt normal la cap? au, cum să vă, chiar vor să li se ridice strada în cap cu orice preț? și ce aflăm? că de fapt Scandalul privind limitarea numărului de câini la stână, la maximul 3 și interzicerea pășunatului între 6 decembrie și 24 aprilie, atenție, a fost declanșat de un proiect de lege depus în februarie 2013, de 8 deputați și de 2 senatori, 8 dintre ei fiind într-adevăr din PSD. Proiectul din 2013, care a fost retimis în zadar la Parlament de președintele Iohannis, spune Horn modifică o lege veche tocmai din 2006 și introduce amenzi pentru ciobanii cu prea mulți câini. Culmea e că acest proiect din 2013 e făcut la presiunea vânătorilor, nemulțumiți că ciobanii și câinii lor le gonesc vânatul. Și chiar spune așa, deci atenție, în document se spune, plecând de la nemulțumirea maselor de vânători în continuă creștere, se simte nevoia revederii unor prevederi ale legii în vigoare. Bun. acum vreau să vă spun, e prea puțin, sunt câțiva oameni importanți care semnează acest, dar mă interesează mai puțin numele lor. Însă, vreau să vă spun un lucru. Știți că parlamentarul nostru, funcționarul public de la noi, are o mare pasiune în România: aceea de a fi vânător. Dacă luați listele, luați la agenția de vânători și pescari de aici de la Gor și nu mai vorbim în altă parte. O să vedeți că toți cei care ocupă o funcție importantă, de la prefectură, Consiliul Județean, până la finanțe, curte de conturi și mulți oameni de afaceri sau viitori politicieni, în fine, toți sunt membri aceștia. Ăștia au presat ca să se reducă numărul de câini al ciobanilor că le strică lor vânatul. Deci, ciobanii de acolo, ar trebui să se îndrepte. Asta e prima problemă pe de altă parte, încă o dată întreb. Mă, frate, nu s-au rezolvat până acum. S-au rezolvat toate problemele și a rămas asta cu ciobanii nerezolvată? Deci, eu cred că au avut dreptate să iasă în stradă și nu mai să iasă în stradă. Am ajuns ca în filmele cu proști. În sensul că n-ai tu, bine, președintele tocmai se pregătește sau a plecat în vacanță. Premierul nu știu unde era, Ministrul Agriculturii era prin străinătate, a rămas să-i primească pe cei care aveau revendicări, i-a primit președintele Senatului, Călin Popescu Tărician. După aceea am înțeles că au avut o întâlnire și la Ministerul Agriculturii. Dar am aflat că nu se poate da o ordonanță pe aceeași temă cu legea. De acord. Dar poate fi dată o ordonanță de să suspende anumite prevederi până vine o altă lege care să corecteze aberația. Dar încă o dată vă spun, să n voie la pășunat pe propriul teren, atenție, deci omul respectiv are terenul ăla, vrea să se ducă să-și pășuneze, poate nu plouă, nu ninge, poate e iarbă. Până în aprilie, sfârșit de aprilie, vreau să vă spun că iarba de multe ori e mare. Bun, în aceste condiții nu se poate duce că nu-l lasă legea. Ba din contă te mai amendează vreun, era să zic, marele personaj și care aplică legea și atunci ne trezeam cu alte chestii. Vă spuneam, cazul este ciudat, dar în același timp oamenii au, au dreptate. Și vreau să vă spun că a venit astăzi ca o mânușe cu alte ciudățenii ale parlamentarilor din România. Bine, pe de o parte ar trebui să punem lucrurile la punct. Toată lumea și, vedeți, toată presa care nu prea în ultimul timp, știți numai, unii sunt în insolvență, unii au patronii pe la Mititica, unii nu știu ce, și nu prea am zice nimeni să mai spună lucrurilor pe nume, adică să fie critic cum place românului. Și atunci când găsesc câte un caz de genul ăsta, se repe pe el. Ba din contră, cei care încasează încă de pe vremea lui Traian Băsescu, meritat sau nemeritat, parlamentarii sunt sac de box. Toate televiziunile pă, au păi pă, își măresc salarii, le-au făcut, au drept parlamentarii, nu știu ce. E drept că și parlamentarii vor să sară calul, pe partea cealaltă însă nimeni nu vede lucrurile în față, cum s-ar spune. Ia gândiți-vă, la parlamentari este un scandal acum zilele acestea că de ce beneficiază și ei de mărire de 10%? Păi, frate, e lege. Toți bugetarii au 10% care n-au avut mărirea. Sunt și ei bugetari. Bun, nu că le iau apărarea încă o dată, deci rămân la părerea că foarte mulți parlamentari n-au ce căuta acolo, mulți au dus numai că să-și iau o imunitate care, iată, nu-i mai ajută, iar pe partea cealaltă, unii îți de o, nu de prostie, că în orice caz, incompetență crasă, dar una e una și alta sunt mai multe. Bun, avem 10%. Acum, astăzi a trecut pe șestache și se tot încearcă de vreo jumătate de ani îi bloca parlamentul cu pensiile, așa numitele pensii nesimțite. Corect și incorrect, în sensul că, dacă avem, că eu dau un exemplu, deci totdeauna am pus cazul parlamentarilor și cazul magistraților. Păi bun, magistrații au imunitate, spunem că politicienii să n-aibă imunitate. O problemă, magistrații au pensii, haha, sute de milioane. Bun, spunem că parlamentarii să n-aibă pensii speciale. Nu mi se pare echivalent, având în vedere că ăștia sunt reprezentanții puterii legislative, ăștia sunt cei uh, a puterii judecătorești. Și ar trebui să fie într-un echilibru. Dar să zicem că nu, nu ne gândim la asta. Bun. Acum e o altă problemă. Parlamentarul, manatul de parlamentar îți dă o indemnizație. Uh, chiar discutase la un moment dat cu ani în urmă cu unul dintre foștii parlamentari de Gorși, care spunea că a ieșit cu o pensie foarte mică pentru că nu i s-a recunoscut perioada de vechime cât a fost în Parlament și cred că a fost vreo două mandate. Bun. Pentru că indemnizație nu salariu, nu e indemnizație, nu-i salariu, contribu nu contribui pe perioada respectivă. Deci cred că este nevoie ca o compensație. Bun. Și în același timp acum avem situația în care da, pentru trei mandate cred că se ia vreo 40 de milioane. Bun să zicem grosomodo, am înțeles că pensiile nesimțite, cum sunt numite de presa ale parlamentarilor, ar costa statul român pe un an de zile vreun milion de euro, dacă am înțeles bine, da? Îmi ce scuze dacă nu e cifra chiar exactă. Păi bun, stau și mă întreb. Ce spunea Traian Băsescu? Traian Băsescu spunea, și care acum a ajuns, deci ea vreo jumătate, vreun sfert de miliard pe lună. Acum ia el bani de la așa. Stau și mă gândesc că el a spus că reparațiile de la Cotroce, de la, da, de la vila prezidențială unde se mută președintele și unde a stat Băsescu înainte, costă vreo 2 milioane de euro. Adică pensiile nesimțite pentru vreo 2 ani, pentru vreo câte sunt, câteva sute de oameni. Stau și mă întreb, de ce nu facem gălăgie decât de parlamentari? Bun, parlamentarii sunt, ei vă spuneam, sunt țintă pentru toate guvernările și au fost țintă pentru faptul că au făcut și au dres. Dar, încă o dată spun, au și ei dreptul să trăiască, iar în momentul când parlamentarii au salarii mici sau pensii, da bine, pensii după ce pleacă din parlament, nu poți să le cer nici să nu fure sau mai știu eu ce altceva să facă, pentru că sunt predispuși mai mult dacă le dai salarii mici. Dar culmea dracu e altceva. Avem vreo 80 de demnitari care, teoretic, nu trebuia să mai aibă Deci le-a crescut salariul, dar se zicea că se revine până la legea, până când se aprobă și legea salarizării bugetarilor. Bineînțeles, legea între timp a fost anulată și cel puțin un an nu se va mai aplica, dar părerea mea că va dura mai mult până se aplică. Dar cei 80, aproximativ 80 de demnitari, printre care președintele, premierul, președinții camerei, nu știu ce, și cu cei din conducerea camerelor, cele două camere din birouri, au salarii de la 150-200 de milioane de lei vechi pe lună. Nimeni nu s-a mai impacientat, dar face îngălăgie la ăia 10% cu care crește salariul parlamentar. Bine, acum mai e o problemă. Parlamentarii au fost ani de zile, au avut privilegii peste și au și acum multe. Poate peste medie. Dar haideți să nu mai trângem doar în Parlament. Să le luăm imunitatea, să voteze numai cum uh, președintele spune, votați așa. Premierul, la fel. Ăștia, uh, DNA-ul, la fel. În alta, în alta curte, sau mai știu ce alte instituții, toate dau ordine Parlamentului. Parlamentul, fiind organ de ar trebui să fie total independent. Nu putem să-l facem independent dacă salarii nu le dăm, dacă imunitatea le o luăm și multe altele. Bine, presupunând și fiind noi, de adică presupunând că ei sunt de bună credință, pentru că, din nefericire, am văzut, avem vreo sută de parlamentari arestați. Sau, în orice caz, au avut probleme cu legea. Cam mult. E adevărat că ăștia au ajuns cum au ajuns în Parlament. Unii n au fost aleși, adică au fost al treilea pe colegiu. Dar votul ăsta unii nominal știm noi cu cine ni l-a băgat pe gât. Și l-am luat, că a fost bun. Eh, uite că n-a prea fost. Cum spunea, acestea sunt două din cazurile mari și trebuia să le spun mai ales, să o spun mai ales că, vă spuneam, auziți toată ziua la televizor și citiți în presă, ha! Hoții de parlamentari, ăștia, pensii simțite. e adevărat pe undeva, dacă privim din partea omului simplu, care se și inflamează, mamă, eu am 5 milioane pensie, parlamentarul are, o să facă, nu știu, câte zeci de milioane. Dar, acum trebuie să mai privim și altfel lucrurile. Parlamentarul este parlamentar, nu, ne, nu că e mai presus de lege, dar are o anumită funcție, o anumită răspunde. A fost ales! de câteva zeci de mii de români simpli, în timp ce omul simplu este omul care se duce la vot și își dă votul pe o găleată. Așa că nu prea văd de ce a trebuit să facă gălăgie. Da, asta e ca o paranteză. Bun, însă în același timp mulți se uită din cei care votează și se inflamează așa ușor, că de aia știu și televiziunile când bagă niște titluri de la super tari pe galben sau pe roșu, e un lucru foarte simplu. Deci trebuie să ne gândim fiecare unde ne e loc. Adică dacă eu, Nea Ion, am pensie de 5 milioane și vreau ca și parlamentarul X să aibă de tot de 5 sau de 6 milioane, ghinion. Nu ghinion, ghinion, ghinion în situația lui. Bun, mergem mai departe. Apropo de... Uh, uh, Subiectele zilei, ca să spunem așa, sau una dintre, una dintre știrile care mi se par importante la, la acest moment se referă la uh, faptul că a fost scos fumatul din locurile publice. Să știți că este o o chestie importantă. Deci, au mai făcut parlamentarii, au mai făcut și un lucru bun, Camera Deputaților a adoptat legea care interzice fumatul în toate spațiile publice închise. Și legea va merge la promulgare la cotroce. Nu cred că și va permite președintele să să, spun eu, să o, trimită, să o retrimită în Parlament și suntem mai sănătoși cu această, cu această situație. Bine, fiind contra, sau încercând să, și, să văd și partea cealaltă a paharului, Cred că era mai bună varianta cealaltă. Eu mă tot gândesc la ce taxe luăm noi de la fumători. Păi dacă vor fi mai puțini fumători și taxele, la asta vor fi din ce în ce mai puține. O problemă. Pe de altă parte, mai avem noi o chestie și sunt multe dintre orașele patrii care cu ani în urmă și-au încetat activitățile industriale pe motiv că se găsea unii că sunt poluați. E adevărat, nivelul de poluare era mult peste media admisă. Dar acum ăia mor de foame și plâng ce bine era cu combinatul cu tare sau cu alalt. E adevărat că ne-au ajutat rușii sau alții să le vindem, să le ducem la fiere vechi. Dar și când nu a fost așa, românii noștri, așa, domne, că poluare, că nu știu ce. Iar acum am mor de foame și zis, Bă, ce bine a fi fost cu Deci a trebuit să ne gândim mai mult în momentul când cerem anumite lucruri. Pentru că se întâmplă, și apoi vedem ce, care sunt consecințele. Pe de altă parte, vă spuneam, faptul că parlamentarii s-au gândit și la o chestie de genul ăsta este o, un punct în plus pentru ei, mai ales că vine și, vine și anul electoral și unii dintre ei vor vrea să se realeagă. De fapt, ca să mă întorc la subiectul anterior, ați văzut că ies acolo a, și am văzut astăzi o ieșire grosolană a unui ziarist, Uh, pa, pa, nu patron de televiziune, patron de talk show de seară, care i-a făcut a cam toți liderii politici, dar grosolan, aș putea spune. Eu zic că neau ar trebui să intervină într-o asemenea situație, individul respectiv ar trebui să plătească dacă vorbește așa, mai ales că pe el nu l-a ales nimeni, iar dacă ne uităm pe rating emisiunea lui nu se uită nici dracul Dracula, ea, dar asta e altă treabă. Dar individul respectiv Vine de la o firmă în insolvență care e de vreo 5 ani în insolvență sau 6. Dacă îmi spuneți mie o firmă din Gorj care e de 5-6 ani în insolvență și merge în continuare, o să vedeți că nu e. Da, acolo e vorba de o televiziune care trebuie să facă anumite servicii, părerea mea. Dar mă întorc. Apropo de situația asta, trebuie să, vă, trebuie să discutăm puțin și despre o altă un alt subiect foarte important în aceste zile. Faptul s-a tot vorbit că de salariu minim pe economie. Și statul sau guvernul s-a decis mărim cu 10% la toți bugetarii, dar nu mai creștem salariu minim. Până la urmă zici bine, ba, guvernul s-a gândit, are în vedere faptul că se duce dezechilibru, 3% deficitul, se duce mai mult, statul pierde bla 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 bla. Sau uh, bla bla urile sunt specific tehnocrate, dar asta e altă treabă. După ce mai a spus specialiștii, mai citești câte ceva, îți dai seama, bă, nu prea e adevărat. Păi, chiar ministrul de finanțe ne-o spune, domne, nu prea e problemă, salariul minim acum cu 10% cât a crescut, e pe undeva aproape de cât trebuia să crească. Deci e la limită. Eu, dacă am înțeles bine, 1155, ceva de genul ăsta. Deci, n -ar fi, deci pentru stat nu, mai este, nu e un efort foarte important. Bun. Și atunci zici, bă frate, păi și de ce nu se face? Păi foarte simplu. Noi suntem priviți în lumea asta mare și mai ales de țările din Uniunea Europeană, țările de rang 1, ca forță de muncă ieftină. Ori compania nu știu care multinațională care face cabluri sau face nu știu ce, vine în România pentru ce? Pentru că îi dă la românul nostru 7 milioane mână, cam atâta cred că este din salariul minim, dar în fine, pe acolo, și își scoate decât să dea un salariu în Cehia, Polonia, de la 500 de euro în sus. Bun, și asta ce se întâmplă? În momentul când crește salariul minim, la 1200 și dacă mai cu ce cheltuielile celelalte se mai duce la nu știu câte încă așa, ajungi cu un salariu mai sus și zic că ăștia că n-ar mai veni pe motiv că a crescut salariul. Și, de fapt, afectăm sectorul privat. Părerea mea că e o prostie și că această creștere ar trebui să se facă de la, de la, 1 milion, la 1200, tocmai în ideea că, e nevoie de mai mulți bani pe piață și dacă bani mai mulți pe piață sunt automat merge și consumul și celelalte. Deci până la urmă interesul celorlalte firme străine care lucrează în România și care vor să aibă desfacere este ca salariul minim să crească. Dar din păcate noi începem să fim tot mai mult cu uh, mâna la chipiu și să ascultăm tot ce se întâmplă de afară. Și ca un paradox apropo de Ordin aceea, n-am apucat să mai vorbesc de legea dării în plată, o legea dării în plată care se pare că se va întoarce la Parlament pentru că vezi, doamne, băncile spun așa, nu, domne, uh, ai luat apartament de la noi, ne-ai plătit nu știu câți ani, nu mai poți plăti, nu ne dai apartamentul, ne dai apartamentul, ne dai și casa de o mai și mașina și mai ești dator la noi încă 20 de ani. De ce? Pentru că alt nu se mai bagă. Asta este. Vorbim despre asta și în săptămâna viitoare. Mulțumesc de atenție. La revedere!